Am avut o mare dorință de a da înapoi oamenilor din ceea ce mi s-a oferit mie, pentru că m-am considerat un om foarte norocos. Am început să mă implic foarte mult, am devenit avocatul elevului în Consiliul Județean al Elevilor din Bacău, că acolo eram la vremea aia. Am făcut primul proiect de dezvoltare a tinerilor în domeniul drepturilor omului și am discutat atunci despre libertatea de exprimare și despre discursul instigator la ură, că asta m-a preocupat pe mine. Am început să merg la concursuri naționale, internaționale pe teme de activism social, să merg în tabere, să-mi fac zeci de prieteni în toată țara. După care, la finalul clasei 11-a, mi-am dat seama că Bacău nu mai poate să fie prietenul meu, că e o comunitate foarte mică. Și am mai făcut o chestie nebunească. După 3 ani de matematică, informatică și olimpic la biologie, pregătit să fac medicină, desigur, că ce te faci dacă știi atâta biologie, am luat o bursă și am intrat într-un program de consiliere vocațională. A reieșit că n-am nicio treabă cu biologia și că nu o să fiu prieten cu medicina. Toate competențele mele erau în domeniul comunicării, în domeniul predării, trainingului, interacțiune socială foarte puternică, mass media, și așa am ajuns în clasa 12 la București. Am început să lucrez în televiziune, am avut câteva emisiuni de cultură generală pentru că eram foarte pasionat de cărți și de citit. Asta a rămas cu mine și sper să rămână pentru totdeauna. Să aveți încredere în oameni. Psihologii evoluționiști, la fel, spun o chestie foarte simplă. Da, sunt oameni care o să te trăteze, sunt oameni care o să te mintă, dar să fii trădat de câteva ori în viață e un preț atât de mic pentru bucuria sentimentului de siguranță pe care îl are un om care se încrede în ceilalți. Așadar, nu aveți pretenția de a le câștiga sau de a fi câștigată încrederea celorlalți, oferiți-o din plin încă de la început și, desigur, în cazul în care vă este trădată repetitiv, e sănătos pentru voi să vă retrageți din relația respectivă. Din încrederea asta am început să am și joburi stabile în ONG-uri, pentru că, desigur, am avut o mare dorință de a da înapoi oamenilor din ceea ce mi s-a oferit mie, pentru că m-am considerat un om foarte norocos. V-am zis, șansele să simt fi împlinit, plecarea mea de la țară la oraș, plecarea mea de la Bacău la București, locurile de muncă pe care le-am avut, oamenii pe care am întâlnit, erau unele de ordinul o șansă la 1.000.000. Și încă un sentiment și o valoare pe care vă invit să contemplați asupra ei, recunoștința. Recunoștința se spune că e mama iubirii. După ce am ajuns, v-am zis, să am și joburi stabile în zona asta a educației, am lucrat foarte mult ca trainer, am creat propriile programe educaționale și din 2019 am deschis propria firmă de consultanță. Și ce fac astăzi este să îi ajut pe oamenii din companii, din departamentele de resurse umane să aibă relații sinergice, cum sunt ele numite, să fie bazate pe încredere și pe un set de valori comune. Studiez 2 mastere, unul de tehnici diplomatice și unul de management educational, asta pentru că mă preocupă inteligența etică și educația morală și la un moment dat îmi doresc să devin și profesor universitar după ce îmi voi face doctoratul în științe ale educației, cu centrare pe această zonă a armoniei interioare și a educației care promovează fundamental umanitatea și compasiunea. Și ce mai fac este să scriu articole, pentru că îmi place să împărtășesc din cărțile pe care le citesc și din cunoașterea pe care o acumulez cu ceilalți. José Saramago punea omul ăsta foarte frumos. Într-un elefant sunt 2 elefanți. Unul care se chinuie să învețe totul și unul care se încăpățânează să ignore totul. Cu privire la orice lucru din viața noastră, o parte din noi se va încăpățâna să o ignore și alta se va chinui să învețe. Ce trebuie să facem e să dresăm elefantul care se va orienta să învețe, deși ne va fi greu și va fi împotriva instinctului nostru fundamental uman, care e acela de a ne relaxa și de a conserva cât mai multă energie. Vă doresc puterea de a fi de partea elefantului curios și încrederea că voi chiar puteți să faceți orice. Împreună inspirăm tinerii din România.